E vindecătoare ciorbița asta de roșii. Doamne, cum alunecă, doamne, cum curge, doamne, cum te mângâie. Senzațional de gustoasă, senzațional de aromată, de parfumată, de cum vrei tu să spui. Dacă nu faci, tu pierzi. Dacă respecti rețeta și nu ți-ai trimit ingredientele la tine în bucătărie. Eu nu pot să fiu decât fericit că, doamne, doamne, ne dă asemenea bunătăți. Totul este din grădina lui. Dragilor, priviți și voi aici, minunății în plin sezon. Și da, am să fac alături de voi o nemaipomenită, nemaiîntâlnită supă de roșii. Așa cum îi place soției mele. Da, acum în cele ce urmează, asta am să fac. Iar ingredientele ce le-am aici, plus încă unul, dacă stai alături de mine și îi servezi până la final, ei bine, toate le vei găsi acolo jos în descriere. Da, da, mulțumesc, Constantine. Mi-a adus și ingredientul care trebuia să-l pun și eu pe masă. Așa că acum lista e completă. Ăsta, să spunem, e secret pentru la final. Așa că în cele ce urmează, hai să pregătesc alături de voi minunata supă de roșii, că suntem în plin sezon de roșii. Hai să o pregătesc. Și după cum se poate vedea, am aici vreo 2 kg și jumătate de roșiuțe. Roșii de astea mai mititele, pe care de obicei ori le pui în salată, ori le mănânci așa ca o gustare. Eu m-am gândit să fac o supă de roșii, că mai am din astea mici. Așa e anul, ce să-i faci? Dar am ales să le dau perzătoare. Și am să le dau perzătoarea mare, mică, o să vedem exact cum prinde. Cea mică funcționează și ea. Uite așa, le dau cu totul. Dacă îți rămâne coaja, și cu siguranță îți va rămâne cojița aceasta, nu e nicio problemă. O dai deoparte, nu o pui la supică. Adică așa, flioșc și continui să dai perzătoare. Orice mică, orice mare. Vezi și tu ce stare ai, ce nervi ai și câtă răbdare ai. Uf, Constantine, ce mai pot să fac? Uite așa. Toate roșiuțile astea multe, mă rog, tu dacă n-ai de-astea mici, pune de-alea mari. Eu am de-astea mici, așa că chinuială, frățioare, chinuială. Dau deoparte și continui cu toate să fac așa. Sper să-l conving pe Constantin să facă și el o parte. Hai, continui. Mult, mult mai târziu. Și gata roșiuțele. Am aici cojile de la roșii, aici am pulpa de roșii cu semințele, dar stai liniștit, scăpăm și de semințe, mai ales pentru cei care au probleme cu inflamațiile. Așa că hai să-ți arăt un truc ce-l folosesc acum la aceste roșiuțe. Ce am aici? Am puțină sare. Ce fac cu sarea? Ei bine, o pun peste roșii. Să zic ca o linguriță rasă, 2-3 grame de sare. Ce face sarea? Ei bine, acționează asupra pulpei și scoate afară lichidul din ea. Practic va deveni acest amestec, pulpa aceasta, mai zemoasă. Lucru potrivit și pentru a extrage semințele, dar și pentru ce vrem noi să facem. Acum, în cele ce urmează, hai să-ți arăt pasul următor. Da, stai un pic să amestec în pulpa de roșii. Până e gata următoarea etapă, numai bine și pulpa de roșii a devenit ceea ce trebuie. Perfect! Dă înainte, corect? Corect! Dragilor, putem trece liniștiți la treabă. M-am ocupat de tot. De fapt, nu eu, Constantin, că l-am șantajat nițel cu ceva șmecherii și ia că ce-a făcut săracul de el. Dragilor, haideți să vă arăt cum o pregătesc. Cea mai bună supă de roșii, da? Am aici ulei de măsline. Eu vreau să folosesc ulei de măsline pentru că am spus, vreau să fac cea mai bună supă de roșii. Și am să pun ulei de măsline, să știți că puțin mai mult, 100 de ml de ulei de măsline. Da. Uite, așa vreau să le îmbogățesc și în felul acesta să activez și licopenul de la roșii, pentru că protejăm pielea și multe alte bunătăți, mai ales la câte pun aici. Acum că cratița a fost foarte bine încinsă, am să pun ceapa și am aici 3 cepe medii. Le pun aici, de îndată pun și sarea ca o linguriță de sare. Sarea va ajuta să înmoaie repede ceapa, să scoate umezeala la suprafață, să se gătească repede și să devină transparentă cum ne dorim. Deci nu vreau să o prăjesc, vreau să o îndulcesc. Îl iau pe zâmbărilă, trec așa frumos prin ceapă. După cum vezi, încerc pe cât posibil să folosesc oale un pic mai sănătoase. Nu cu teflon sau cu alte lucruri. E bine să faci tranziția aceasta atunci când poți. Și am aici o oală de fontă, am și cratiță de fontă, am și tigăi de fontă și de inox de calitate. Așa că, dragilor, vă sugerez și vouă, când aveți ceva pus deoparte, investiți în sănătatea noastră. Acum, las puțin să se tragă la tigaie, ca un minuțel. Între timp, iau și adaug și următoarele ingrediente, și anume 5 căței de usturoi mărunțiți la cuțit. Îi pun acum. Ia ca așa. Ca o linguriță rasă de piper, să zic undeva la 2 grame de piper proaspăt râșnit. O linguriță cu vârf de oregano, pentru că, da, roșiile merg foarte bine cu planta asta minunată, cu aromele ei minunate. Le pun aici, oregano uscat și, dacă se poate, oregano uscat, dar partea florală, florile de la oregano, pentru că au o super, super aromă, mireasmă
și da, îți va încânta papilele gustative ceva de zile mari. Amestec puțin și las vreo 2 minuțele să se gătească totul împreună. După care trecem la următoarele ingrediente. Le vezi imediat care sunt. Hai, hai repede să treacă timpul. Te rog tare mult, Constantin, la editare să sar repede peste, să nu care cumva să punem pofticioși să aștepte pentru asemenea bunătate. Bine mai arată. După un minut și jumătate. Fii atent aici, când vezi că uleiul apare din nou la suprafața cepei, ei bine, s-a eliminat bună parte din apă și poți trece liniștit la pasul următor. Și pasul următor nu e altul decât partea rădăcinoasă, să zic așa. Și anume, am aici doi morcovi dați pe răzătoarea mare. Da, îi pun pe ăștia exact acum. Uite așa. O țelină medie, să zic undeva la vreo 150 de grame de țelină, dată pe răzătoarea mare. O pun și pe asta. Țelina merge foarte bine cu roșia și ar fi păcat să nu pui. Pun aici. Și în cele din urmă, un pătrunjel rădăcină. Ca 80 de grame de pătrunjel rădăcină. Mă rog, o rădăcină mai medie, să zic așa. O pun și pe asta. Și exact cum bine știi, căldura va scădea volumul. Da, amestec deocamdată și las totul să se cunoască în crăticioara asta. Undeva la vreo 4-5 minuțele amestec în continuu să nu se prindă, să nu se ardă și să se gătească totul exact așa cum îmi doresc. Ia uite ce bine arată! Uite ce bine arată! Și tot acum, dragii mei, am să pun ca 50 de grame de orez. Orez, după cum vezi, nu e spălat absolut deloc pentru că mă interesează să dau cremozitate la supica aceasta. Nu va fi o supă cremă, dar am nevoie de cremozitate, iar orezul va elimina din amidon, va îngroșa așa puțin supa, îi va da cremozitate și va fi exact cum trebuie. Și am să-l pun acum, de ce? Pentru că dacă orezul acesta întâlnește căldura și o întâlnește sigur, practic se va prăji și el așa ușor, amidonul se transformă în zahăr. Da, și se îndulcește și mai și supica aceasta minunată de roșii. După cum bine știi, roșiile sunt acide, sunt un pic așa mai acrișoare și avem nevoie de puțină dulceață. Și aici orezul are dublu rol, cremozitate și dulceață. Ca să nu mai spun și consistență. Trei roluri. Pun aici și iau și amestec. Și las totul să se gătească și să se cunoască, amestecând din când în când, cu ploaie în gură, cum o fi ea, n-are importanță. Au că frige, n-are gură ca să frige. Paul ăsta vorbește mult, dar nu e nicio problemă, iese mâncarea bună. Când vorbești cu drag și spor, mâncărica iese super delicioasă. Ce bine începe să arate totul, ce bine arată totul. Hai, încă 2 minuțele și gata aici. Dragii mei, când vedeți că începe să apară pe fundul cratiței, a tigăii, a oalei, acest fond minunat, practic o să vedeți că se prinde așa o mică crustă, adică zaharuri caramelizate, mare atenție, da? Putem trece la etapa următoare. De ce? Pentru că s-au cunoscut toate între ele și au lăsat aromele, au început să caramelizeze, să apară zahărul natural, glucidele naturale, iar semnul e că va rezulta ceea ce trebuie. Acum ce nu e de făcut decât să pun sucul de roșii. Și cum procedez? Ei bine, ia ca așa. Aici, o sită și am să torn sucul de roșii. Uite-l! S-a înmuiat foarte bine, pulpa s-a mai apoșit, să zic așa, inventăm și cuvinte, adică a devenit mai apoasă în limbajul lui Constantin. Pun aici și trec totul prin sită. Să nu care cumva să spună lumea că nu ținem cu toată lumea. Da, în felul acesta scăpăm de semințe, în felul acesta nu o să mai fie probleme la stomacel. Da, semințele acestea, din păcate, câteodată pot da puține deranjamente la stomac. Așa că prefer să sufru și în iaurt, mai ales că avem porticioși sensibili, mai ales că doamnele cu experiență mă urmăresc și trebuie să facem treaba cătării. Amestec să iasă toată pulpița. Ah, și să nu uiți să amesteci aici. Uite așa. Să nu care cumva să se prindă bunătate de legume de fundul oalei. Căci roșia acționează precum vinul. Da, va desprinde bunătățile de pe fundul cratiței și le va întoarce toate în supica asta minunată. Uite așa, pot să temperez și focul, dau spre minim. Și așa e cald în studio. Și acum continui cu sucul de roșii. Dăm așa până când rămân doar semințele. Și pentru că am avut mai multe roșuțe mici, ei bine, au lăsat clar mai multe semințe. Acum, ce fac? Ei bine, roșiile acestea, dacă credeți că sunt de sămânță, le puneți la uscat și le folosiți la anul pentru un nou răsat. Ori dacă nu, la găini, dacă aveți. Dacă nu, la compost, dacă vreți. Dacă nu, la gunoi. Asta e. Hai, revin!
Acum, dragii mei, ajut totul cu un litru, un litru și jumătate de apă, în funcție de consistența pe care o doriți, în funcție de cum vă place și vouă. Dacă vă place mai concentrată supica, puneți mai puțină. Dacă vreți mai lichidă, puneți mai multă apă. Am să mai pun ca jumătate de litru de apă, deci practic un litru și jumătate de apă la toată cantitatea ce am eu aici. Și da, eu zic că e ceea ce trebuie. Hai că nu mai durează mult și suntem gata cu supica asta minunată. Senzațională, nu alta. Mamă, abia aștept să mănânc. Și pentru că supica aceasta se va găti cât se poate de repede, ei bine, am să pun și un ardei gras roșu la fiert tot acum. Practic în vreo 20-25 de minute totul e gata. Și e timp suficient cât să se facă și ardeiul să devină exact cum trebuie. Din nou aromă și iar aromă. Pun aici, mai amestec puțin și las așa la un foc moderat până când începe să fiarbă sau dă semne că începe să fiarbă, apoi reduc focul la minim și las undeva la vreo 20-25 de minute. Iar la final am să pun și puțină verdeață. Da, o să iasă o supă de roșii pe cinste. Abia aștept să mănânc. După 20 de minute. Dragii mei, supica e gata. 25 de minute. Aș putea să-i spun și ciorbiță, pentru că roșia a crește. Și da, e ceea ce trebuie. Am gustat de sare și de piper să văd dacă îi mai trebuie și sincer îți spun, chiar sunt mulțumit de ce a ieșit. Acum, ce rămâne de făcut decât să pun verdeața? Ultimul pas. După care, marea serveală, dragii mei. Am aici o jumătate de legătură de pătrunjel și o jumătate de legătură de mărar. Ambele plante merg foarte bine împreună. Amestec puțin ca să fim siguri că avem din toate. Și am să pun, uite așa, jumătate. Restul își pune fiecare sau pentru ornat la final. Amestec. Fii atent ce culoare minunată a căpătat. Verdele acesta de la pătrunjel și de la mărar e cu adevărat special. Și da, dragii mei, acum am vitaminizat și am aromatizat în continuare ciorbița asta sau supica asta de roșii minunată. Hai să vedem ce a ieșit, dacă e ce trebuie sau nu. Am să opresc focul, pun în farfurie și ne pregătim de marea degustare. Dragii mei pufticioși, iată, am făcut o bunătate de supă ciorbiță de roșii. Da, e nemaipomenită. E super arătoasă, super gustoasă și pe lângă cea cremă pe care am făcut-o și o găsiți pe canalul meu, doar dați Chef Paul Constantin supă de roșii și o găsiți pe cea cremă. Ei bine, a venit momentul să o fac și pe cea care îi place soției. Aia în care legumele sunt mai mari, se pune și orez și o vedeți așa în consistența aceasta. Dragilor, haideți să vedem ce a ieșit. O ciorbiță pe cinste cu roșii proaspete culese din grădină. E de zile mari. Îți zic că e de zile mari. Uite aici ce bine s-a legat, uite aici cum arată, cât de cremoasă, iar legumele acestea chiar te îmbie, chiar te cheamă, chiar te roagă, mănâncă-mă, mănâncă-mă. Și asta am să fac. Am să gust alături de voi, să încep iarăși cu polologia. Și, mamă ce mireasmă, suflu puțin că e fierbinte. Nu am cuvinte, nu am cuvinte cât e de bună. E vindecătoare ciorbița asta de roșii. Doamne, cum alunecă, Doamne, cum curge, Doamne, cum te mângâie. Senzațional de gustoasă, senzațional de aromată, de parfumată, de cum vrei tu să spui. Dacă nu faci, tu pierzi. Fără cojile de la roșii, fără semințe de la roșii, ce să mai... O bunătate, o bunătate. Iar cum merge cu legumele astea, senzațional. Doamne, ce bun e. Eu cred că am treabă de acum. Da, dragii mei, am treabă. Nu mă las până la termin. Așa că, acestea fiind spuse, îți mulțumesc că m-ai urmărit până la final. Îți mulțumesc că ești alături de mine pe canalul meu de YouTube, pe Facebook, TikTok și Instagram. Că îți plac rețetele mele, că mă urmărești, că dai cu like, cu share, cu comentarii, cu tot ce trebuie. Iar pentru toate acestea, eu îți super, super mulțumesc. Așa că până data viitoare, când ne vor revedea cu o nouă rețetă super, super delicioasă, rămâi flămând amintind mereu pofticios cu gândul la bunătatea asta ce am aici în față, o supică de roșii pe cinste, că vorba aia, suntem în sezon și o putem trece și la caietul cu rețetele de post, pentru că da, se poate face și iarna, cu sucul de roșii pe care, apropo, îl găsesc și pe ăla pe canalul meu. Suc de roșii Chef Paul Constantin și te neguit, ai și suc de roșii. Da, dragilor, hai! V-am pupat, v-am îmbrățișat și ne vedem data viitoare cu o nouă rețetă super, super delicioasă. Până atunci, să aveți poftă, să fiți iubiți și să vă fie de bine. Pa, pa și toate cele bune! Hai, Constantin, că ne ajunge la amândoi. Ah, ce bune!